Sediul gospodăriei de apă comunală din comuna Putineiu a căzut pradă hoților care au sustras un hidrofor și o pompă. Așa se face că de mai bine de două săptămâni locuitorii comunei nu mai au apă potabilă, iar aprovizionarea se face din fântâni. Am luat o pompă, dar treaba e că din cauza la pompa care nu făcea necesar de apă comună, s-a spart un hidrofor, s-a inundat și s-a ars toate și pompele a mers în apă. A mai fost vandalizat cu câțiva ani de zile, 4-5 ani de zile și nu poliția n-a dat niciodată sus la oră. Nu este prima dată când hoții fură din sistemul de alimentare cu apă al comunei, iar prejudiciul creat nu are nicio șansă de a fi recuperat. Hoții nu au fost prinși nici până acum, de aici și dorința primarului ca în comună să existe mai multe forțe de ordine. Nu prea avem poliție în comună, dacă inspectoratul notar și nu poliție în comună. Singura veste bună este că atât școala cât și grădinița din localitate sunt alimentate cu apă potabilă prin intermediul unui hidrofor, așa că elevii nu vor avea de suferit. Mai greu este cu apa pentru locuitori, având în vedere că nu se știe când va fi pus în funcțiune sistemul de alimentare.